Lucrăm în sesiunea de față, Daniela, pentru Ana, o avem cu noi în Skype. Voi număra de la 1 la 3, iar tu cauți și te conectezi telepatic cu sufletul Anei. 1, 2, 3. Da. O am în fața mea, o ating. Este ea. Da. Se întreagă. Aici are conștientizare 3-4%. În scena asta. Îi trimit informații Da. și... Da, ajută-mă. Zice. Zice. În scena asta. Se prezintă în înfățișarea unei femei, 20-25 de ani, dar aspectul fizic mă face să arate mult mai în vârstă, parcă cu 10 ani mai în vârstă, ca și cum ar avea undeva la 35, ca să zic așa. Da. De ce arată așa? Adică ce o face să arate așa? Anul 890. Da. Ceva... Teritoriul Angliei vine, zona da. Respectivă. Se prezintă în forma unei femei care sapă, este pe un câmp. Un câmp lângă o casă, nici nu știu dacă se zic casă, arată mai mult a... Bordei. Bordei, da. Deci o arată mai în vârstă datorită vieții, muncii. Vieții, muncii, da. În prima fază, când mi-a apărut scena, o vedeam din spate, stătea plecată și avea un gen de unealtă, săpăligă, ceva de gen, rupia buruieni, săpa acolo pe câmp. În momentul în care m-am apropiat și am atins-o, ca și cum s-a întins de spate și are burta foarte mare, deci este Da. însărcinată, Da. pe punctul să nască. Da. Șterge sudoarea. În fine, vestimenta fustă lungă până în pământ, foarte rupciugoasă și murdară, un gen de, nu știu să-i zic, cămașă. În fine, îi acoperă partea de sus și un tip de batic, dar care e căzut așa de pe frunte, mai stă chiar un pic în spate, prins. Mâinile iarăși umflate cu un pământ pe sub unghii, desculță. Câmpul acela pare că este o perioadă de secetă. Pare a fi un gen de, nu știu dacă se zice porumb, dar ca niște ierburi așa mai înalte, dar parcă spălite de soare, gălbejite deja. Nu mai sunt verzi. Înghite în sec cu disperare și sap acolo în spune să se oprească. De câmp și în partea, cum uite din spate cum ar veni, partea dreaptă este acea colibă. Da. Deci e lângă casă cum ar veni. Da. Loc de lângă casă. Sau coliba e lângă câmp, ceva de genul. Da. Așa, am văzut aici activitatea care o face. Da. Hai să vedem ce vrea să ne arate aici, ce vrea să ne spună, adică. Da, văzusem ulterior o scenă în coliba respectivă, Da. el soțul pare, Da. care are copilul, are un gen de amuletă la gât cu o sfoară maronie, un gen de mai eu parcă așa arată, din sac, parcă din in, până pe la genunchi vine, ca un fel de roche cu o cingătoare lată și niște sandale. Da. Dacă se pot numi sandale cu niște jnuruci. Ceva acolo făcute. Da. Ia dintr-o cupă de lemn, vin sau ceva de genul, ar proptește pe masă și se șterge așa la gură și își ia sabie. Așa. Ea îl prinde de mână să nu plece. Ea se întâmplă scena cam cu vreo 2 luni înainte. De Adică momentul în era care am deja, găsit-o. da, însărcinată în 7 luni. Da. Tot așa are burta destul de mare și
îl prinde de mână și își pune mâna pe burtă, că ceva de genul, că unde pleci acum? Măcar stai să-ți vezi fiul. El se zmucește și spune că asta e datoria lui. Da. Bărbat asta face. Și pleacă. La luptă. Iar rămâneți la luptă, da. Chemat de căpetenie. Da. Ea rămâne singură aici în coliba respectivă și asta spun că e o perioadă de secetă. Încearcă să salveze din plantația respectivă ce poate. Da. Gândindu-se că poate va avea recoltă, să poate să treacă peste iarnă. Da. El nu s-a mai întors până în momentul de acum în care relatăm. Nu, nu era când l-am... Ok, ea este destul de gândurată și gata să nască. Da. Deci aici nu este o comunitate, în gen că un sat sau așezare. Să spunem că este mai... izolat. Retras, mai izolat, da. La alți, nu știu cât, zeci de kilometri, altă casă sau colibă de genul. Deci cam așa erau în prăștiați în zona respectivă. Se pare că în urma unei cuceriri, unei bătălii, i-a fost dat soțului acest pământ. Și și-au construit aici. Făcut acolo, da. Un rost. Ce se întâmplă mai deci, încolo? În momentul în care stă aplecată și sapă, apucă contracțiile junghiuri, zona burții. Își prinde așa de păr și ca și cum e supărată pe ea. A avusese ceva gânduri cu 4-5 zile înainte să meargă în așezarea vecină, cum ar veni. Să obțină ceva sprijin pentru ceea ce urma. Da, fiind singur acolo, să... Iar acum au venit sorocul. Da, dar să spunem că a fost o ploaie scurtă, așa, mai mult picături în perioada respectivă și s-a gândit că totuși să mai facă încerce ceva. Încerce să salveze ceva. Să salveze câte ceva, da. Și cu gânduri că poate nu naște chiar acum. Amâne un pic. Și acum vede că o apucă... Și s-a supărat pe ea. Și s-a supărat pe ea, că acum ce faci? Acum merge mai departe, da? Că n-are ce să facă. Deruleam filmul. Se chinuie acolo pe câmp, deja este plină de sânge, o văd. Leșină la un moment dat. Da. Copilul e și numai capul. Da. Când își revine în fire, el trage de cum ar veni singură, de, în fine, zviară, urlă. Dar este decedat copilul. Da, e cu acea țăpăligă cordonul, cum ar veni. Da. Se umple de vinovăție. Da. Ca și cum între corpul ei... energetic se negrește de-a dreptul. Da. Îl îngroapă acolo. Da. Lângă coliba respectivă. Ea mai sângerează câteva zile. Are febră, frisoane. Totul supraviețuiește. Da. La două săptămâni apare și soțul. Da. Intră și o găsește acolo în... Bine, nu știu dacă să-i zic pact. În fine, da. Culcuș. Că da, culcuș. O prinde așa de umăr, ea stătea înghemuită și vede că nu mai are burta și se uită. Da. Unde e fiul meu? A venit și el, s-a trezit. Da, s-a trezit. Ea de-abia se poate așeza în poziția așezut și este foarte palidă, chiar vine ție la față. Și spune, face așa din cap că
S-a pierdut. Le-i dă un dos de palmă. Păi da, ceea ce merita. Acum, da? Ce-i mai lipsea? Mm-hmm. O acuză. Mm-hmm. Că nu ești bună de nimic. Da. Așa îi spune. A avut noroc că a mai găsit-o. Da. Așa, ea și... încearcă să se ridice cu da. Toate puterile din pat și spune că, uite, n-a avut ce să facă. Singură, pe câmp, copilul a murit de insolație, cred. Probabil a leșinat acolo, da. Și s-a sufocat, mai ieșind da. Capul. Da. Și a leșinat de durere. Mm. El îi spune că, deci, avea un coleg care, în urma luptei respective, îi se dăduse și acelui o parcelă, o da. Bucată de pământ, cum ar veni lângă lui. Dar bine, distanțele erau destul de mari, ți-am da. Zis. Și zice, ți-am spus când am plecat să te duci acolo. Acasă soției lui. El avea doi copii deja cu Da. Soția respectivă. Și ea spune că a încercat să se salveze recolta, plantația, că altfel din ce ar fi trăit. Și zice, n-ai salvat, iese în curte, iese afară da. Din cuibă și zice, văd ce ai salvat, nici una, nici alta. Răpădi anulez. Mai departe, nu ești Daniela? Demnă de mine să fii soția mea. Sigur, el era... bun. Am văzut ce bun era. Mergem mai departe, Daniela, ce se întâmplă aici? Încolo, asta... mult. Nu știu, aici se blochează scena. Deci ca și cum îl văd pe el că iese din coliba respectivă și acum rămâne totul în negru. Nu știu dacă rămâne negru că leșină ea sau... sau ceva se întâmplă. Mergem număr de la 1 la 3 și mergi după. Caută partea subliminală într-un alt. 1, 2, 3. Este în fața colibei întinsă. Da. Pe burtă și curge sânge. Da. Ea este deasupra corpului da. respectiv. Ca și cum a ieșit sfâșiată. Cum a ieșit? În urma cărui... asta da. Vreau să văd. Că nu-mi vine informația da. Cum a fost soțul. Deci soțul plecase. Da, a plecat. Plecat să se îmbete sau nu știu ce să facă. Apar doi bărbați. Așa. Deci este violată și ulterior este înjunghiată. Da. Aș vrea, Daniela... pare că ăștia dușmăneau pe soț. Da, da. Veniseră după el și cum nu l-au găsit. Ok. În fine. Bine. A ieșit din corp, este... a plecat, este moartă, deci a părăsit da. Corpul acesta. Hai să vedem cine, în plan eteric, cine o așteaptă. Este un dracu demoniac alb care se da. Ține de burtă și râde da. În focote. Uh-huh. Și alți patru uh-huh. draci, da. Altfel n-am cum să le zic. Așa. Așa o prind de brațe, cum ar veni de la sub braț. Și trag de ea. Da. Bagă ca într-un hău, ca într-o gaură neagră ea și se închide ca într-un portal. Da. În minus 2. Da, în minus 2. Acolo e plin, este un nivel. Hai că mă duc mai sus. Ha, uite-te de sus și fă ecran. Fac un ochian. Așa. Este un nivel cu destuma femei. Da. Cu feții lor. Da. Brațe. Exact.
momentul nașterii, după câteva secunde ar veni, au cordon umbilical și tot le iese dintre picioare și feții Deci tași. ele, mamele care mor la naștere, cu copii, cu tot? Merg Da, aici? să zicem ceva de genul, da. Așa. Aici, nivelul ăsta are un nume? Cineva i-a dat un nume? Dacă. Are un nume. Dacă nu, nu. Pragul de purgatoriu. Așa. Nu știu ce e aia, dar în fine asta a venit. Deci aici merge și ea, și, dar ea nu murise la naștere. Practic își regăsește aici fiul, era partea subliminală a fiului. Aici povestea mai veche îmi vine informația. Da. Ea avusese alt bărbat. Da. Nu a apucat să aibă copil cu acel bărbat. Da. Acela, în fine, dar era prieten cu ăsta. Actual. Așa. Asta e cam umbla ochii după ea și ei plăcea de el. Și a primul soț, ca să zic așa, era foarte violent și ea crezând că capă acest talent este mai, da, da. Și a sărit din la câmpuț. Și celălalt, al doilea, o plăcea și se pare că, iarăși, în altă bătălie, celălalt a decedat. Ce a rămas? Și a luat-o al ăsta, doilea. Da. Care s-a dovedit a avea aceeași cultură și fiarmărie cu altă pălărie. Bine, Daniela, de ce au adus-o aici? Aș cum e acuzată pe bază că... Așa... Deci, practic, avusese contact intim cu el până să moară primul soț. Am înțeles, că și-a trădat soțul. Da, cine sunt cei care o acuză? Dracii? Că, păi dracii, cine? Că și-a trădat soțul, că din cauza ei, că nu s-a deplasat în așezarea respectivă, a decedat copilul. Ea e de vină, de toate, da? Păi, da, da. Okay. Dacă... Mai e cazul aici să ne ducem înapoi, să se uite din plan ezoteric, tu apreciezi, să vadă demonii ăștia cum au orchestrat toate acele evenimente. Ei arată oricum, arată. Pune și arată. Pe ecran, se uită. Ăștia care o ajută. Ea se uită numai spre copil. Nici n-are treabă cu dracii, nu se uită la ei, numai spre copil și plânge și plânge și plânge. Inima energetică e negrită. Și îi transmit informația că nu de asta îi arăt. Da. Și vreau să înțeleagă cine a orchestrat exact toată toate cele evenimente dureroase. Da, dar zice, dacă nu păcătuiam, nu apăreau. La omul bun sau nepăcătos, ceva de genul, nu vin cei din iad, ceva de semănător, îmi zice. Alo. Alo. Alo.